Salut și bine ați venit la un nou episod de draft. Cred că a trecut ceva timp de la ultimul draft și azi vreau să fac ceva foarte special. Nu uitați voi dacă vreți să-mi lăsați challenge-uri sau idei de drafturi, de episoade la draft. Scrieți-mi în comentarii cele mai tari idei sau cele mai lăicuite idei. O să fie alese în episoadele viitoare. Azi, dacă nu vedeți din titlu sau dacă nu știți despre ce e vorba, o să fac un draft. Doar că o să pot să aleg ce vreau eu doar dacă ghicesc la jocul pe care o să-l joc. Se numește The Higher Lower Game sau mai bine zis sus-jos. Ce e mai înalt sau mai scăzut, o să vedeți despre ce e vorba când mergem acolo. Până atunci hai să intrăm la draft. Am un draft token cred că de o lună aproape și tot n-am mai intrat în... De la ultimul draft cred că l-am, nu mai știu exact, și tot n-am mai intrat. Ok, ăștia sunt formațiile. Dar ca să pot alege ce formație vreau eu, trebuie să câștig o rundă la The Higher Lower Game. Mergem imediat acolo. Și dintre formațiile astea, mamă, cred că aș vrea False 9, nu? Dacă o să greșesc, n-o să aleg eu, dar ca să nu fac cu random org să mă mai complic cu alt window capture și chestii, o să aleg cu ochii închiși. O să vedeți clar că am ochii închiși și o să aleg înainte să deschid ochii, simplu. Ok, ăsta este jocul, o să vedeți că mă uit pe celălalt monitor, deci să nu înțelegeți bă, ăsta unde naiba se uită. Am două monitoare și pe unul e jocul, pe unul e FIFA, asta e ideea. Hai să mergem pe clasică, la beat the clock nu vreau să fiu sub presiune. Aleppo, nu știu, bănuiesc e un oraș vechi, habar n-am în ce țară. Ăștia sunt lunar căutările pe Google, iar eu trebuie să spun dacă John McNair, care bănuiesc e tehnismen, este mai căutat sau are mai puține căutări. Asta e ideea, higher-lower. Bănuiesc majoritatea știți jocul, am explicat cât de cât. Bă, eu n-am auzit de niciunul din ei, asta e problema, nu știu dacă sunt prost sau nu acum. Dar cred totuși că poate a fost un tenismen legendar, deci o să zic higher. Egalitate, la egalitate câștig. Da, la egalitate câștig, uitasem asta. Și ne întoarcem la FIFA ca să aleg formația. Super. O să... Îmi pare rău dacă au zis foarte multe click-uri azi, dar n-am să fac... N-am hotkey-uri pentru schimbarea scenelor. Nu sunt foarte pro în OBS. Aia e. O să aleg False 9, nu că na. Hai să vedem ce capitani alegem aici. Și dacă alegem... Bă, nu e cine știe ce, deci... Totuși, hai să schimbăm. Sper să nu-i vreodată să schimb scena, să nu se vadă. Că o să nebunesc dacă nu. Mergem la joc. John McNair, îmi pare rău dacă nu pronunț bine, sau Hotmail. Bă, totuși, cred că Hotmail-ul este mai căutat. Deși acum nu cred că mai e așa popular. Hai, să zicem. Clar, mamă, cât de mult. Cred că mă făceam de râs. Adică dacă nu folosesc eu, nu înseamnă că nu e popular, nu? Ok, deci am ghicit. Pot să aleg din nou ce doresc eu. Ne întoarcem pe FIFA și o să iau aici Hazard. Mergem pe CF. Poate un icon Eusebio. N-am prins Eusebio deloc la draft. L-aș lua pe Bale aici. Hotmail sau Coachella Festival. Știu că nu cred că pronunț bine. Coachella, nu știu. Îmi pare rău. Bă, are destul de multe căutări, dar sincer, la festivalul ăsta au venit mulți artiști, din câte știu eu, și multe persoane din toată lumea. Deci hai să zicem higher. Chiar dacă e ideea că e lunar. Nu știu acum câtă lume mai caută despre asta, dar hai să zic higher. Și mamă, ce fail am dat. Ok, am zis că aleg cu ochii închiși. Deci o să dau așa. Nu, celălalt buton. O să dau așa. Țin ochii închiși să se vadă. Îi țin cât de strâns pot. Nici nu știu unde am ajuns. Și o să dau... O să mă opresc de fapt acum. Și o să-l selectez. Sper că am selectat bine. Dacă nu s-a ales jucătorul, o să fac din nou. Ok, l-am luat pe Harry Kane, mamă. Nu e ok, right winger. Un team of the season măcar ceva? Messi, Salah. Cred că Messi aș vrea să fie luat sau nu știu. Mergem din nou la joc. Mamă, cred că o să mă doară ochii după episodul ăsta nebun. Classic. Verizon. Sau Baltimore Orioles. Cred că asta e echipa de baseball. Bă, o să zic lower. Sper că e bine. Nu mă uit la baseball. Este, mă, adică Verizon e un restaurant, bănuiesc fast food, cred, multă lume știe de el, se
aibă recomandări, toată lumea caută, bă, vrei să te duci acolo, mai întâi căuți pe Google dacă să mănânci sau nu, mă, și mi-au dat Baltimore-ul. Fuck off, hai să mergem la joc, că vreau să aleg Messi. Cred că episodul ăsta o să iasă destul de lung, nu prea am ce să tai la editare. Vreau portar acum, deși nu se alege portarul când nu ai fundaș central, eu îl aleg. BMX, eu zic că e clar mai mare, evident. Era destul de ușor aici. O să aleg aici Courtois, hai să mergem pe La Liga. Deși era mai ofertantă Premier League, mai ales că sunt și Team of the Season. CM-ul ăsta, ia să vedem. Bă, un icon nu mi-ar da, mă, și mie. Mamă, Pogba aici l-aș vrea. Sau De Bruyne. Da, nu, o să le iau pe Pogba. Dacă o să ghicesc, bineînțeles, deși cred că e clar că Photoshop este mai mare și este mai mare, mă, 6 milioane. Pogba. Sper că am făcut alegerea corectă. Mergem pe CDM. Vreau un icon, bă, FIFA. Sfârșit, petit. Dar nici Kante sau David Luiz n-ar intra rău în cazul în care trebuie să aleg cu ochii închiși. Din câte știu eu despre Ramadan, sper să nu greșesc, e un fel de sărbătoare la turci. Și atunci mănâncă mâncăruri multe, că gen, cred că au o perioadă în care ei n-au voie să mănânce decât seara, dacă mi-aduc în minte o lună sau nu știu cât, și apoi vine Ramadanul, sărbătoarea asta, care nu știu dacă e un fel de Paște la noi, dar hai să zicem o comparație că ar fi un Paște la noi, și atunci mănâncă mult și chestii, dar na, nu știu dacă doar turcii au sau mai multe țări care au aceeași religie, musulman gen. Dar totuși, câte popoare să aibă această religie, să caute despre ea și câți oameni din întreaga lume folosesc Photoshop, deci o să zic lower. Corect. Bravo mie, ce să zic. Super, hai mă, că până acum nu am descurcat, o am greșit doar o dată în 6 picuri. Forță. Ne întoarcem și Ramadan sau Fawlty Towers. Bă, dacă a fost ceva foarte popular, probabil nu eram născut când a fost foarte popular, nu văd aici ce scrie de când este, este pe DVD. Nu știu dacă jocul ăsta se referă la căutările de acum, că în prezent nu cred că mai caută cineva Fawlty Towers mai mult decât Ramadan, deci o să zic lower. Zeu, sunt zeu, sunt zeu. Deja 5 la rând corecte. Dar nu contează, aleg acum și tot aia e practic. Doar că nu vedeam ce aș fi pierdut și n-am fost motivat. Vreau să iau CM-ul și dăm ceva bun aici. Da. Mi-a dat, mă, ceva bun, păcat că nu e din nicio ligă. O să le iau pe Dominguez. Mergem pe CB acum. Baresi, hai că trebuie să ghicesc aici. Și cred că e destul de ușor. Fawlty Towers cu 90.000 sau Senegal, care e în Africa, nu știu câți internet, câți au internet în Senegal, dar ca să cauți despre Senegal nu trebuie să fii neapărat de acolo, poți să ai ceva proiect la geografie sau mai știu eu ce, clar e higher. Nu e așa mult, dar e. Și clar iau Baresi și vreau să merg pe left back. Poate ceva icon din nou? Nu e, bă. Renard Lodi, da, clar pe Renard Lodi îl vreau. Hai să dăm dacă ghicesc. Senegal sau Rottweiler? Bă, cred că e o rasă destul de populară de câine. Mulți au astfel de câini din această rasă. Higher. Bine, bă. Mamă, stai că m-am defocalizat. Pauză. Do you know somebody with autism? No. Ok, din nou sunt în focus. Mergem pe joc. Pe FIFA, pe draft, cum ar veni. Oare era mai simplu să filmez separat, dar m-aș fi încurcat în ordine când greșeam și când câștigam, mai bine fac paralel. Renard Lodi aici. Mergem pe celălalt fundaș. Campbell, mamă, deci aici chiar vreau. Dar e greu, fiți atenți că e greu. Rottweiler cu 1.830.000 de căutări lunar sau Betty Boop. Cred că e ceva animație, probabil populară, nu m-am uitat la ea. Am văzut ceva poze sau meme-uri, dacă nu mă înșel. E greu și mamă, mi-e frică să dau, dar o să dau lower. Îmi pare rău dacă am greșit, totuși am un streak de 7 la rând, vin din ce în ce mai greu acum și... Bine mă, let's go! În sfârșit, n-aveam cum să fie, dar totuși mă gândeam că cine știe câți copii s-au uitat și părinții, cine știe fenomen, le-a plăcut părinților, dă și la copii, se uite și caută pe Google să o vadă, nu știu. Bine că am reușit să nimeresc pentru că aveam nevoie de acest Campbell!
Și parcă draftul prinde contur. Hai cu Ryback-ul. N-a fost o rimă oarecum, nu? Ok, n-a fost rimă. Cine merge bine aici? Bă, Cancelo ar merge. Greenpeace. Bă, bănuiesc că e o embarcațiune, văd acolo Greenpeace, văd Rainbow Warrior, ceva cu LGBT, cred. Văd un steag al Turciei și cred că mai sunt două. Oh, aia sper că este Olanda în dreapta de tot, nu știu să zic, Olanda sau Ungaria, totuși sper că e Olanda. Bă, poate a fost ceva inițiativă, campanie, habar n-am, a făcut ceva pe ocean. Nu știu dacă a mers pe Pacific, să zic așa, sau... Cred că Pacificul e cel care dă ocolul, nu? În fine, nu mai vreau să vorbesc de geografie, nu eram bun la geografie. Hai să zic că e higher, că mulți au căutat despre asta, s-a făcut vâlvă, nu știu, nu știu ce a făcut Greenpeace. Bănuiesc că a făcut un anumit traseu pe ocean ceva, cu un anumit scop. Văd că sunt mai mulți oameni pe aici, hai că aveau și ăștia familii, cunoștințe, toată lumea a căutat despre ei, update-uri și cred că e mai mult decât 300.000, 301.000. Egalitate. Oare dacă credeam lower pierdeam? Am zis că le iau pe Cancelo. Mulți zic că e cel mai bun rightback din joc. Eu nu știu ce să zic. Nu pot zic, m-a dat pe spate. Mergem aici la rezerve. Zidane. Sau Ronaldinho. Cred că o să le iau pe Zidane. Dar oare reușesc? Ce credeți? Predicții? Bă, sper că v-a plăcut draftul ăsta. Mie chiar mi-a plăcut. Oricum, pare destul de easy totuși. Ketamina... Nu vreau să zic că este... Ok, știu că n-am voie să zic cuvântul cu D. Nu vreau să zic că e un D. Cred că e un D. Și cred că e mult mai căutat să zicem așa. Câți dependenți or fi, nu știu. Nu vreau să zic. Poate e și un medicament, să nu fiu hater. Nu prea mă pricep. O să zic higher. Egalitate din nou. Bă, mă lași. Păi ce e, mă, Greenpeace-ul ăla? Pension. Asta e pensie? Că... Na, ăsta e mai bătrân, văd că pune bani deoparte, dar oare pensiun? Oare am voie să caut pe Google, că nu știu cuvântul? Hai să zicem, nu caut pe Google, că nu strișor, o să bănuiesc că e pensie. Asta mă duceți cu gândul. Habar n-am. Zidane, vin în echipă. Facem și chemistry. Mergem mai departe. Mamă, ce l-aș vrea pe Hagi aici, dar este greu. Să zicem că e pensie. Câți bătrâni ar căuta pensie, frate? O să zic higher, dar cred că am greșit aici. Da. Ce am vrut să zic lower. Ochi închiși. Doamne să fie Hagi, Doamne să fie Hagi, Doamne să fie Hagi. Vișca. Măcar Shadow, oricum eu nu stau să schimb chemistry style și ăștia, dar în caz că aș fi făcut asta, erau alegeri ok. Jennifer Lopez sau Marvel? Bă, asta e chiar greu. Nu știu. Foarte populare amândoi. Dar în ultimul timp eu cred că Marvel e mai popular decât Jennifer Lopez. Sper să nu greșesc. Egalitate. Save. I'm safe. Voiam să merg mai departe cu rezervele. Bine că pot să aleg ce vreau eu. Clar Trent. Fără discuții. Mergem mai departe. Acum aleg înainte. Poziția, să zicem așa, Rashford ar intra bine. The Rolling Stones sau Jennifer Lopez. Nu știu cât de populare erau ei în vremea lor, poate și acum cântă, habar n-am. Îmi pare rău dacă n-am auzit de ei, poate dacă aud o melodie de-a lor mai cunoscută, poate am auzit melodia de ei, nu. O să zic higher. Totuși, cât de legendar să fie, bănuiesc că-s trupă de rock. Și să fie mai bun ca Jennifer Lopez, nu știu. Sper să nu dau un mare fail cu alegerea asta. Eu zic higher Jennifer Lopez, clar. Clar. Da, mă, n-am auzit de ei, e clar că nu-s bun. Iar reclamă, ok, hide it. Nu știu ce să fac cu reclamă ăștia, că nu știu cum să le ascund. Sper să nu iau strike de la eToro ăștia, că n-am cum să ascund. Bă, stai, de ce am pierdut? Nu înțeleg de ce am pierdut, că ei aveau 165.000 și eu am dat pe higher. Dacă am dat ca prostul pe lower, nu se pune, frate. Efectiv, eu am zis higher și am dat pe higher, deci... Oprim filmarea, stop puțin. Revenim. Tocmai am realizat pe filmare cât de prost sunt. Jennifer Lopez era clar higher. Dar întrebarea era The Rolling Stones sau cum se numeau. Sunt mai mari, adică mai căutați decât Jennifer Lopez sau nu? Și eu trebuia să dau pe lower, dar pentru că am fost idiot, am pierdut.
evident. Play again. Apoi o să alegem cu ochii închiși. Ce să facem? Ce să facem? Când ești prost, ești prost. Ok. Ochii închiși. Și sper să nu fie Grimaldo. Oricine e ok, în afară de Grimaldo. Rashford ar fi perfect. Ok, eu zic că ăsta e. Și Parejo. Nici ăsta nu era așa bun, asta este. Mergem mai departe. Dacă n-am văzut, n-am văzut. Hagi. Runda 2 de Hagi. Sincer vă zic, nu e alegere ușoară. Adică și Islamul e destul de căutat. Dar vreau zic că Vladimir Putin e mai căutat. Bine mă, 1 milion. Bine mă, bă, chiar îmi place jocul ăsta. Mergem înainte cu Vladimir Putin. Și putem să luăm pe Hagi. Și putem să facem așa. 99, chemă să te deja, mamă, 93. Păcat că o să se ducă, sigur nu fac 193 draftul ăsta, dar... Am nevoie aici de un winger bun, în afară de Messi. Și mi-a dat winger bun mie, în afară de Messi. O să-l iau pe Trippier, dacă e să aleg eu. Gimnastică sau Vladimir Putin? Bă, nu cred că mai e așa populară gimnastia acum. Adică bănuiesc că gimnastica e populară când sunt jocurile olimpice. Sper să nu greșesc, o să zic lower. Sunt zeu, mă, și de data asta n-am mai dat ca prostul pe higher când vroiam să dau lower. Pe domnul Trippier, că na. Mă, dar eu nu pot să iau pe altcineva să pun în loc de Messi, frate, că nu... Totuși, poate mai îmi dă winger aici. Hai, mă, hai, dă-mi winger, dă-mi winger. Garincha, mamă, deci dacă nu ghicesc aici... Deci dacă nu ghicesc aici... Doamne, și e greu. Roma sau gimnastică? Bă, în Roma se duc mulți oameni, frate. Bine, nu acum cu carantina, dar facem abstracție. Să zicem că, totuși... Să zicem că n-ar fi carantină. Higher. Da, mă, ies, mă, gata, am draftul complet. Gata, nici nu mai impas acum, sincer. S-a terminat. Era să apăs pe Zeko din greșeală, că tot era Roma și era pus acolo. Nu-mi place Harry Kane. Ia, mă, portar. Oricum nu contează. Da, clar. Ce să zic? Roma sau schema lui Fibonacci, cred? Bă, nu știu. Eu știu de Fibonacci că e un șir, nu știu dacă face referire la același lucru. O să zic lower. Clar. Nu toată lumea caută despre asta, nu toată lumea să zicem că e inteligentă, nici eu nu știam exact despre ea. Bine, dacă era șirul, știam. Dar na, nu mă consider o persoană inteligentă, sper că n-am jignit pe nimeni. Și na, mă să aleg rating-ul aici. Mergem cu fundașii, deși avem doi fundași buni, ce ar putea să-mi dea mai mult? Bun, ok. Bă, bine că am luat picurile ăștia proaste aici, unde nu conta. Poate pe left back să-mi fi dat ceva mai bun. Raging Bull. N-am auzit de el, dar cred că e mai mare decât Fibonacci. Greșeală, bă. Hai să mergem la joc. Bă, cred că e a patra oră când aleg cu ochii închiși, ceea ce e destul de bine, sincer. Hai să vedem, nu mai știam să descurc așa bine. Clar, nici nu-mi pasă cine iau aici, pe cine iau. Ok. Brosinski. Cred că l-am luat pe cel mai prost, cu ei pasă. Hai aici cu un left back bun. Bernard nu cred că e mai bun decât Lodi, clar. Iar nu-mi pasă ce aleg. Ne întoarcem la higher lower. Trebuie să dau play again. Pitagora sau Astmul. Chiar dacă au pus tubul, cred că despre azi se caută. Bă, nu știu acum. Pitagora, văd că are doar 200.000 de căutări. Mulți o folosesc, dar bănuiesc mai mult în clasele mici. Nu știu în alte țări cum e cu studiile cu Pitagora cu astea. Astmul... E o boală sau o afecțiune respiratorie, nu știu iar din nou. Și cred că mai mulți oameni suferă de asta și caută lunar mai mulți oameni decât despre Pitagora. Da, din nou sunt zeu. Îl iau pe Bernard, dar na, nu mă ajută așa mult. Mergem mai departe. Vreau mai prindem un icon la cum se arată lucrurile, nu cred. Iar nu-mi pasă ce aleg aici. O să zic Tyler Swift. Cred că e mai cunoscută decât Asmu sau mai căutată, clar, iau 6 milioane. Te clash, când ai vedetele astea, te gândești și la Instagram câți fan au sau rețelele de socializare. Bă, nu știu, o să iau Gherme ăsta, Guilherme, nu știu cum se zice, Gherme o să zic eu. Sună oribil la asta, e. Don't judge me. Și ultimul pic. Mă, dar chiar așa, bă, ultimele 4-5 au fost oribile, dezastru, și-au bătut joc, am înțeles, am zis eu că am draftul complet, dar totuși. O să zic că slower,
The Temptations. N-am auzit de ei, probabil ceva vechi, poate într-un film, poate erau niște dansatori, habar n-am, dar sigur sunt lower, evident. Și bă, practic am făcut jocul, n-am făcut draftul, dar o să merg aici până pierd. Silverul clar e mai căutat. Argintul bănuiesc că e silver. Palestina. Bă, o să zic lower, habar n-am. Egalitate, am scăpat, evident. Pagan. Nu știu dacă Paganul e o regiune unde sunt baloane și poți să zbor cu baloane. N-am auzit, o să zic lower, sper să nu mă înșel. Perfect, vreau să văd cât fac scor. Cred că bestul meu a fost de 9. O, nu, 10 a fost, bestul arată aici. Arsenal, clar e mai mare, n-are cum să nu fie 9.140.000 de căutări. Microsoft Word. Bă, nu știu ce să zic. Adică Word-ul bănuiesc că toată lumea l-are. Arsenal e o echipă de fotbal, dar hai să zic că e mai mare Microsoft Word, sper să nu greșesc. Fuck, ce-am făcut? Mă gândeam că oricine l-are, ok, stai, oprim aici. Nu vreau să văd reclama aia, cine știe ce ar fi fost. Cine știe ce ar fi fost, ne întoarcem la joc. Și alegem Ducure aici. 191, poate îl fac 192, dar 193 sigur n-o să fie. Din păcate, asta e. N-a vrut, mă. Cine e ceva mic pe bun? Nimeni nu are rating mic, dar asta e 192, din păcate. Ce să fac? Cu manager, dacă iau gold, mai crește ratingul, deci dăm un manager bun. Bă, și managerul aleg tot eu pentru că ați văzut practic cât am nimerit în, mai departe în plus. Nu dăm niciunul plus 1 la rating. Trebuia să fie de gold rar. Nici măcar ăsta silver nu dă. Kane stă în 9, da, ok. Kane în 10, oricum. Cred că o să iasă Kane. Nu știu de ce am presiunea asta. 192, perfect. Bă, m-am descurcat bine, zice și voi. Cine le-ar fi ghicit pe toate? Chiar sunt curios, că cred că ați avut timp să răspundeți oarecum până am răspuns eu. Puteați să puneți pauză oricum. Și da, faceți și voi jocul ăsta, vi-l recomand și spuneți-mi în comentarii care a fost high score-ul vostru. La mine a fost de 10. Oricum e destul de greu, părerea mea. Și hai să mergem să ne jucăm la draft. Sper să ajung cât mai departe cu draftul ăsta.